Citeam eu undeva, doamna Tatiana Stepa, că aveți o relație foarte specială cu fiul dumneavoastră. Da. Au fost și momente tensionate. Îmi place mie să spun că este specială, probabil că și aș vrea să și cred că toate mamele au relații speciale cu copilul lor, cu copiilor, dar noi până la urmă, eu și cu Cătălin am rămas aproape singuri. Părinții mei s-au dus anul ăsta, un frate, fratele meu Vasile s-a dus anul ăsta, noi am, dar nu numai din acest motiv. E copilul meu. Cum s-a întâmplat să vă pierdeți familia atât de repede? Așa a fost. Așa că, apropo de faptul că mă întrebați de ce sunt considerate cântecele mele triste și așa e viața. S-a întâmplat în 6 luni să pierd părinții și fratele. Asta este viața. Vorbeam de Cătălin. Vorbeam de Cătălin. I-a fost și lui destul de greu, pentru că sigur că a fost foarte legat de părinții mei. Părinții mei au fost ca și părinții lui. Și fratele meu, de asemenea, a fost ca un tată pentru el. Dar asta e. Este Salva Montist. Este jandarm montan. Și cu un simț al umorului extraordinar. Ia, din auzite vă spun. Da, da. Vă moștenește pe dumneavoastră, da, așa am auzit. Cătălin, da, da. Da, sunt mândră, sunt foarte mândră. Da, acum vorbeam de prietenia dintre el n-a vrut, îmi spuneați mai înainte, el n-a vrut să rămână în București. Eu a făcut armata în București și după ce a terminat armata l-am ținut eu, cum să spun, aproape cu forță aici în București un an și jumătate și pe el și pe Alina și nu le-a plăcut și încep să-i înțeleg din ce în ce mai mult. Mă uit la ei cât sunt de fericiți acolo, sunt între prietenilor, sunt într-un loc unde, în care le place să fie, sunt în munți, sunt... Și mi-am dat seama la un moment dat că eram egoistă să îi țin aici doar de plăcerea de a avea lângă mine, dacă lor nu le era bine. Dar nici dumneavoastră nu vă place Bucureștiul prea mult? Îmi place Bucureștiul. Eu am fost îndrăgostită de București. Îmi place foarte mult Bucureștiul noaptea. Sigur că ziua, mergând prin București, nu cred că poate cineva să spună că iubește Bucureștiul ziua la ore de vârf sau la orice ore sau... E un loc în care e din ce în ce mai greu să trăiești. Da, vorbeam mai devreme de prietenia dintre mamă și băiat și fiu. Credeți în prietenie între un bărbat și o femeie? Da. Da. Există așa ceva? Da. Sunt foarte mulți sceptici, da. Și eu cum sunt una dintre ei. Cum să nu? Aveți prietenii trainice? Da, da. De 10 de ani. Deci, iată. Da. Care sunt atât prietenii, da. Se zice. Da. Dar v-ați mai dorit copii? Da, mi-am mai dorit, dar n-a mai fost să fie. Da, mi-am mai dorit. Cât de tensionată a fost relația cu fiul meu, Cătălin, în anumite momente ale vieții, în adolescență mai ales? Spuneați la A fost tensionată, nu mi-a făcut niciodată mari probleme. A fost un copil foarte cu minte. A fost tensionată în sensul că nu comunicam. Simțeam că era perioada adolescenței cu toate problemele legate de adolescență. Și aș fi vrut să-mi spună și nu-mi spunea și nu comunicam. Asta mi s-a părut, asta m-a durut cel mai tare, faptul că noi la un moment dat nu comunicam. Adică el prefera să spună prietenilor și nu-mi spunea mie care sunt problemele lui. El nu avea nicio vină, așa a fost în timp, eu fiind mereu plecată și nefiind prezentă la multe etape din viața lui, da. A fost normal. Și atunci mi-am dat seama că nu e bine și că trebuie să stăm de vorbă. Sigur că asta n-a venit într-o zi, dar a trecut perioada aia. A fost o perioadă dificilă din punctul ăsta de vedere, al lipsei de comunicare. Spuneați odată că ați trăit miracole pentru care
nu știți ce ați făcut ca să le meritați. Ce miracole? Despre ce vorbeați atunci? Tot ce s-a întâmplat frumos în viața mea, faptul că am iubit și că am fost iubită, faptul că am cunoscut oameni extraordinari pe care nu visam să-i întâlnesc, faptul că din când în când, atunci când am avut nevoie, Dumnezeu mi-a întins o mână și m-a trecut peste niște punți peste care în mod normal n-aș fi trecut. Faptul că eu încă am puterea să fiu pe scenă, să mă bucur de ceea ce oamenii îmi transmit mie. Nu se poate descrie. Eu în momente grele ale vieții am simțit și am mai spus, nu pot să explic cum am simțit lucrul ăsta, dar simt, am simțit și simt că foarte mulți oameni se roagă pentru mine și îmi transmit o energie de care am nevoie. E greu de explicat, dar ăsta este un miracol. Eu vă mulțumesc tare mult. Și eu vă mulțumesc tare mult. Ați fost aici, alături de mine, dincolo de aparențe, pentru final. Vă las, doamnelor și domnilor. Da, o să vă cânt un refren de iarnă. Tu ce vii printre noi din ninsori, Moș Crăciun, te rugăm să nu mori. Tu ce vii printre noi din ninsori, Moș Crăciun, te rugăm să nu mori. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem aici, ca de obicei, sâmbăta și duminica, de la ora 16:30, dincolo de aparențe. Vă las acum alături de Tatiana Stepan. Sălbatici și fără iubire, ne-am stinge în timpul nebun. Așa că în vremuri păgâne, rămâne cu noi Moș Crăciun. E vremea iertării și păcii, se naște un trunc neînfrânt și o scară de lacrimi se întinde.